Acolo la masă și să vedem cât de bine te descurci. Eu mi-am făcut floricele pentru că m-am gândit că o să fie o rubrică extrem de interesantă, sosurile picante astăzi cu Lucian Viziru, îți dai seama? Da, un film de excepție astăzi. Mamă, un film de excepție. Te las pe tine să-ți alegi primul sos pe care vrei să-l punem. Sau mă lași pe mine? Cum vrei tu? Ia-mă și pe mine, încet, dă-mi și mie ceva că și așa... Ai secrete? Secrete? No, eu să am secrete, Doamne ferește, nu. Perfect. Nimeni nu are secret. Ia-mă încet, ia-mă încet. Întâi de toate să spunem cum te simți. Știi vorba aia, ia-mă încet că spun tot. Perfect, te iau încet să spui tot, dar spune cum te simți întâi de toate. S-a rezolvat? În principiu da, la un moment dat am avut o miocardită. Deci nu până la urmă miocardită a fost aia ce ai avut-o atunci când a fost panica mare? Da, dar combinat, adică ce am avut, eu am ajuns la spital pentru fiere, bilă. Deci de la bilă a fost problema. Da, dar miocardita în urma analizelor pe care mi le-am făcut a fost la un moment dat, dar nu știm când. Am înțeles. Dacă a fost deci atunci, acum ești bine. Acum bine, bine. N-am fost niciodată bine, dar mă rog, cu cap. Da, ai sunat doctorul înainte să vii la rubrica asta? L-am sunat pe doctorul meu, pe Răzvănelu, fostul meu coleg de trupă care este gastroenterolog și l-am întrebat, bă, ce, Doamne iartă-mă să iau acum ca să... Să rezist, pentru că sunt și sensibilos la stomac. Și ce a zis? Și mi-a zis, ia, am venit, am toate pastilele acolo, cred că vreo 14 până acum. Bravo. De alta, câte ai luat? E, 14. Exagerez și eu așa. Că dar să știi că poți să scapi pur și simplu și să nu-și facă efectul pastilele acestea, dacă răspunzi absolut toate întrebările. Și asta se poate, dar în cel mai rău caz, știi ce fac? M-am gândit, mi-am făcut filmul de acasă. Ia. Nu răspund. Și după ce plecăm de aici, mă duc la toaletă, bag două degete pe gât, ce aia e? Nu funcționează. Nu? Nu. Am mai încercat și alții. Mâine dimineață îți dai seama că nu a funcționat. Am mâncat usturoi acum vreo 3-4 zile și n-am putut să dorm din cauza stomacului. Dar sunt... Usturoiul e light. Începem așa ușor. Am început bine. Deci întrebarea o citești în gând. Da. Să uită soția la emisiune? Da, i-am și spus să se sune. Asta se sune. Să se uite, stai că m-am emoționat definitiv. Să o salutăm. Sărut mâna. Sărut mâna, doamnă. Și ne bucurăm că sunteți alături de noi aici pe postul ProTV. Deci să uite soția. Oricum toate lucrurile s-au prescris. Am făcut așa o chestie. Așa zic și eu, Lucian. Vai de câte nume sunt? 3. Nu ne place asta. 3 nume, 5 nume. Nu pot să... Da. Ia să vedem. Chelu de la Paraziții. Încă? Ștefan Bănică Junior. Vezi că citim. Și Dan Bitman. Citim. Citim? Nu, hai zi răspunsul. Păi asta e răspunsul. Nu mă, nu merge. Nu merge? Nu merge, tati, nu. Hai de capul și de zilele mele. Hai, pune aici. Pune da, ceva. Trebuie să dai răspunsul. Dai 1, 2, 3. Așa, trebuie să dau răspuns. Dai răspunsul și apoi rupem întrebarea și lumea nu știe de ce te-ai referit la... Papam! Tatam! Papam! Păi da, dar nu sunt 3. 5? Nici măcar una, cred. Eee! Hai măi, Luciane! Tu crezi că eu sunt de la care... Chiar mă gândesc acum. Shake the sauce, shake the sauce, ciucă! Bine, hai. Mă, fii atent așa. Zi un nume și pun o picătură, te avertizez, încă de la început. Și aș vrea să se cum păstreze... Cum o chemă pe fata aia pe, care... Stai să păstreze mărturia, că este, ți-am spus că este nu picant, extrem de picant. Și îți spun să ai grijă, Lucian Viziru. Uite, op! A curs cam mult, recunosc. Dar mai pui tu. Pentru starea ta de sănătate mai scuturi buleta asta. Numele! Cum o cheamă pe? Fata aia care prezenta emisiune cu care m-am certat eu. Așa. Simona Gherghe? Da. Un nume pot să-ți dau. Mai mult n-am de unde să scot. Citesc? Poți să citești, da. Că nu mănânc. Băi, ești de bun. Cu ce femei din showbizul românesc ai fi vrut să ai o aventură, dar nu ai avut curaj să le propui asta? Dăm 3 nume. Simona Gherghe. Simona Gherghe. Aș fi vrut să am o legătură... Asta ca să mă și împac cu ea cu ocazia asta. Acum nu mai lasă, nu mai tot scălda așa. Am vrut să mă împac, să nu mă împac. Ia să te văd la următoarea întrebare. Așa începem, frate. Uite-te, frate, că începem din ce în ce mai. Păi dacă așa am început... Da. Mamă, cum o să terminăm, mă întreb eu acum. Nu știm.
Deci ați... După dulap. Trei. Tot trei lucruri trebuie să spui. Mănânci, toată lumea nu știe despre ce e vorba și gata. Trebuie să stau să mă gândesc, trebuie să... De unde să le scot așa? Hai, rapid, suntem spontani, Lucian. Eu și spontanitate. Sunt lucruri care fac parte din viața noastră, Lucian. Plus că a trecut atâta vreme de nu atunci. Nu contează, Lucian, nu spune, nu dăm nimic. Deci să înțeleagă doamna Viziru că s-a prescris. Deci tot ce spune că s-a prescris. Prea plină de sine, de ea însăși. Încrezut, adică nu prea plin. Așa. La vremea respectivă, să zicem, ușor, durdulie. Și... La vremea respectivă? Da, atunci, acum nu știu cum mai arată. Nu m-a mai uitat. Nu m-a interesat. Și... Și? Ipocrită. Ipocrită? am mâncat. Am mâncat? Băi, deci nu ai văzut cum l-a băgat? Repede, hop, nici n-am apucat repede să citesc. Stai. Închizi repede, hop, după dulap. Citește-mă. Nu citesc. Nu citești, de ce nu citesc? Că jumate sosul ăla l-ai plimbat prin gură. Că nu e corect dacă practic ai plimbat jumate din sosul ăla. Hai să-mi bag cracu. Să-mi bag cracu? Hai să vezi. Și îți mai jos că nici n-ai mâncat. Mâine nici n-ai mâncat. Dar era ipocrită, ciucă. Și încrezută. Nu. Cine? Dar pentru ea imediat a băgat. Bă, și am fost corect, am zis, bă, na. Cine? Ea? Cine e nu ea? Nu pot să zic cine, pentru că... Mamă, mi-a dat lacrimile, nu mai pot. Ce faceți, mă, oameni buni aici cu mine? Încercăm să ne omorim invitații, ușor. N-am mai plâns așa de la videoclipul Predestinat. Da, da, imaginează-ți că acum nici n-ai mâncat. Trecem la alt sosuleț. Opa. Asta e tot. Ce, a fost nasul ăsta? Lucian Viziru în lacrimi. În lacrimi de iubire. Bun, asta, lacrimi de iubire. A fost uite, a? Nu. Așa. Deci tu pleci că ți-ai adus aminte de Simona Gherghe. Și de ce urmează să spun acum? Nume. Stai că trebuie să-mi aduc aminte cum o cheam. Formația Demo. Ana Maria Ferenț? Așa. Da. Poți să citești întrebarea. Nu mai trebuie. Dar iute, a? Aoleu, mamă. Ai lapte dacă mai vrei, ajută. Și întrebarea cu numărul 3, ciucă. Spune numele unei vedete cu care ai fost incompatibil în pat. Aoleu. Deci, practic, ați ajuns în pat și ți-ați dat seama că sunteți incompatibil. Ana Maria Ferenț. Stai un pic, am și o poză. Ai găsit patul? Nu, doar poză. Ana Maria Ferenț. Ia să vedem. Ce, mă, stai să vezi ce urmează. Doamne... S-au dat lacrimile acolo. Bună, Ana Maria! Ia uite! Mi-a dat și mucozitățile. Dacă ai fi obligat... Sosul la picant, uite cum te așteaptă. Nu mă mai așteaptă nimic, crede-mă. Lucian Viziru, sosurile picante, întrebarea cu numărul 4, un singur răspuns. De a doua oară trebuie să-i menționez numele doamnei Simona Gherghe. Dacă ai fi obligat să mergi pe o insulă pustie 3 ani și să-ți devină parteneră în toată această perioadă, una dintre următoarele persoane, pe cine ai alege? Tania Budi, Catrinel Sandu sau Simona Gherghe? Și vrei să zic și de ce? Deci ai fi cu Simona. Pentru că n-am fost acolo, știi? Adică în partea cealaltă?
acolo, știi că îmi plac provocările, drumurile noi, aventurile. Mă rog, nu cele sexuale. Dar... Deci, pe insula pustie ai fost cu Tania și cu Catrinel? Am fost pe cea mai pustie insulă, crede-mă. Da. Oh, deci, Simona Gherghe. Mai avem multe. M-a plecat la Survivor. Cu mine. Vom fi Survivor. Ia să vedem, 5. Începe, așa? Cred că tot în mine să citesc cu glas tare. Ia. Există. Clar. Tu? Da. Avem dovezi. Păi da, dar eu nu sunt rancunos. Adică, păi nu. Adică eu sunt genul de om care iartă. Da. Nu-mi place să țin în mine. Atunci facem așa. Asta te. Ok. Deci oricum am convenit că zic tot, da. Nu mai pun gura pe așa ceva. Deci pot să, da. Pot să și citesc întrebare. Ce personaj mi-a dat țeapă? Numele. Numele. Femeie sau bărbat? Da. Păi nu prea mi-am luat țepe așa în general, decât... Ce știi tu și nu știu eu? Nu pot să divulg din casă. Nu știu, acum bag și-o bățu prin gard, știi? Azi. Din casă? Nu, a zis și-o bag și-o bățu prin gard. Cine? Mă, hai să zicem așa, deși au jucat invers, că tot am ajuns la capitolul foste iubiri și aventuri și așa mai departe. Deși ea pretindea că eu am fost nenorocitul în relația respectivă. Doamna fostă Sandu, cred că pot să zic că mi-a tras seama. Deși ne-am tras-o amândoi. Și la propriu și la figurat. Da. Catrinel, Sandu? Da. Adică? Păi, ba, n-am fost eu cu minte, ba, n-a fost ea cu minte, știi? Dar da, cât timp ați fost împreună? Păi vreo 5 ani, dar am avut tot timpul să facem prostii. Da. Tinerețe. Tinerețe, valuri crețe. Perfect, hai să vedem. Numărul 6, aveai poza cu Catrinel? Bună, Catrinel. Hello. 5 ani a stat împreună? Da. Asta e ușoară. E? Yeah? Da. Cum e ușoară asta? Păi e ușoară, e cea nu, mai cred ușoară. Că asta ar trebui să mănânci iute. Deci mi-a spus să nu mai vorbesc despre ea. Never ever, să o las în pace. Că am avut o discuție după podcastul pe care l-am făcut. Nu cred. Da, după episodul ăla. Și a zis pe mine să nu mă mai bagi în discuții de genul ăsta. Nu cred. Deci, oameni buni, pe canalul de YouTube Acasă la Măruță există un podcast cu Lucian Viziru în care a abordat și acest subiect. Și deci după podcastul ăla ți-a zis... Da. Da, o să zic totuși. Ce, tu crezi mai bine mănânci iute pentru ea. Nu, nu, în niciun caz. Nu mai fac așa ceva. Trei defecte ale soacrii mele. Vreți să știi 10? Hai că vă spun 10. Vreți? Cu ce să încep? Așa. Deci, se uită? Se uită? Nu cred. Nu cred. Dar o să-i spună vecinii. Da, i arăt eu dacă vrea pe net. Așa. Negativistă. Asta ar fi una. Vorbește mult. Toate soacrele vorbesc mult. Așa, prea mult. Uneori. Și ce să spun? Deși am zis că aș putea să zic 10, mă rezum doar la 3, dar trebuie să-l aleg pe ăla mai bun acum. Și să văd care dintre astea... Vorbește 8. Mult, toate soacrele vorbesc, deci mama soacră nu vă faceți griji. Nu, n-a avut ce să zic aici. Și că așa. Negativistă, vă dați seama, fiecare om pune păi vede numai jumătatea goală a paharului. Nici altă nu vede jumătatea plină a paharului. Dacă fac o treabă bună, zice, trebuia să faci și aia altă. Știi? Adică la noi nu funcționează altfel. Adică nu ți-a zis, te iubesc, băiatul meu? Doamne, ferește. Nu, niciun caz. Poate că, nu, asta cu te iubesc, că niciun caz nu mi-a spus-o. Nu. Dar ar fi putut să spună la un moment dat ceva drăguț. Și? Cred că a spus-o în primii 2 ani, poate, de relație. Așa e la început, da. Întotdeauna. Dar după aia s-a ales praful. Da. Și, și trei... Ia. Da. Cred că ne-a dat soacra ta mesaj. Da?
nu știu că acum nici nu pot chiar așa să o terfelez, să o fac praf. De. Nu mă, ferească Dumnezeu, nu noi, nu asta. Că eu încă mai sper. Eu încă mai sper la noi doi, mamă, soacră. E că știi cum e vorba aia, speranța mare ultima. Dar poate tu trebuie să faci pasul către ea. Păi eu am făcut așa cum ți-am spus și în podcastul ăla. Da, mă, poate și tu ai greșit. Îi cumpăram chestii când am venit acum 5 ani la un moment dat din Germania, singur am venit. Primul drum pe care l-am făcut a fost la ea acasă, n-a fost la mama. La ea a fost acasă, pentru că mie, chiar mi-era dragă la vremea respectivă. S-au schimbat lucrurile între timp. Dar asta n-a ținut minte și asta nu contează. Dar, da. Dar poate trebuie să vă împăcați. Cu lacrimi în ochi. Mamă, soacră, trebuie deci vorbești mult. Necadivistă și Ce să-ți mai zic? Rămâne doar atât. Hai să rămâne doar atât, te rog. Mama, soacră. Dacă vrei dau și cu limbița. Nu, pe aici acasă. Nu. Nu că totuși ai fost și la spital și nu și... Hai mă, strecem și la destea, adevărat. Da. Zi. Acum dacă stăm să judecăm cine de ce am spus că spun cel mai prost, dar nu a fost neapărat vina ei, a fost vina amândurora. Da. Așa cum ți-am spus și în episodul de podcast, secvența de sex cu Nicoleta Luciu a fost un fiasco total. Pentru că erai foarte timorat. Eu eram și foarte timorat, ea, pe ea a reușit să o timorez și pe ea, deci a ieșit praf. Deci, da, în filmele americane am văzut tâmpiți acolo. Deci, da, în filmele americane nici că pentru scenele amoroase există trainer care spune, uite, faci așa, pac, voi nimic, da? Mi-ar fi trebuit și mie o traineriță ceva, sau măcar cu o noapte înainte ca să ajung mișto așa, pregătit pe scenă, pe platou de filmare. Dar n-a fost cazul. Iar sărutul cu ea a fost prost, cel mai prost. Ăla a fost cel mai prost sărut din câte am filmat vreodată. Deci cine sărută cel mai prost dintre actrițe cu care te-ai sărutat, dar nu că sărută prost, pentru că n-a fost să fie. Da. Și dacă ar fi să trecem și pe pozitiv, să nu fim ca mama soacră, mai pe negativ. Eram sigur că o să vrei să... Păi nu, să trecem și pe pozitiv, nu ca mama soacră pe negativ. Cine sărută cel mai bine dintre cele cu care te-ai sărutat? Gabriela Spanic. Gabriela? Da. Bă, dau încolo. Da. A fost ceva deosebit. Din nou, cu lacrimi în ochi, mi-aduc aminte de acest moment. Gabriela Spanic? Da. Da, ăla a fost... Bine, ăla nici n-a fost un sărut de platou, știi? Ăla a fost... Deci, acolo... Așa și simplu, ne-a luat valul pe amândoi. Încă mai sunt imaginile, cred, pe net. Și e și clipul ăla pe undeva, nu știu dacă mai există, de fapt. Aici? Aici, da. Mamă, dar cum te privea? Cu ochii închiși mă priveau, uite, uite în ochii mei. Cu gândul. Exact. Dar da, ăla a fost din punctul meu de vedere. Deci doamna Gabriela. Da. Dar din nou nu poți să zici că a fost așa un sărut profesional. Dacă e să vorbim din punct de vedere profesional, cinema sau cu cine m-am sărutat cel mai bine, aș spune că Gabriela Spanic. Și întrebarea cu numărul 8. Oh, Doamne. Hai, cam ajuns la final. Da. Fă topul marilor șprițari. Să dai răspunsul. Îl dau oricum. Da, ok. Îl dau oricum. Prieten cu tine din showbizul românesc. Deci, fă topul marilor șprițari, prieten cu tine din showbizul românesc. Unul dintre ei, s-a dus, din păcate, Șerban Ionescu. Dumnezeu care, să-l ierte. Da, Dumnezeu să-l ierte. Unul dintre cei mai mari șprițari și un om extraordinar. Nu neapărat la modul că era... alcoolic sau ceva de genul ăsta, că actorii știu să bea, în general, mai ales actorii știa să bea din garda veche. Era știi? Om de petrecere, de da. Așa. Dar, am băut, cred că o singură dată împreună, tocmai de asta îmi permit să spun că am fost prieteni, ne-am și înțeles foarte bine pe platou de filmare la serialul Om sărac, om bogat. Și după aia, deși s-a lăsat, adică pe locul 2 l-aș pune pe Octavian Strunilă. Nu cred, Strunilă? Da, dar el acum nu e, într-o pauză de foarte multă vreme, că am făcut și eu un episod de podcast cu el și l-am întrebat dacă mai trage la măsea. Și a zis că nu. Are, nu știu, nu mai știu. Acum e regizorii cu Netflix, așa e ale tinereții valuri, știi? Da, dar pe vremea când jucam amândoi în seriale, eram cam șprițari amândoi, da. Ne cam plăcea șprițul, da. Și?
Pe locul 2, așa. Pe și pe 3? Pe locul 3, Răzvan Fodor. Nu cred. Da, da. Pe locul 3 și cu Nașu, că așa, așa ne spunem noi. Nașu, nu știu, nu mai țin minte de ce. Amândoi, la vremea respectivă, amândoi aveam iubite pe care le chema Catrinel. El cu Catrinel Menghia, eu cu Catrinel Sandu. Aveam 76 de kilograme. Țin minte că ne-am cântărit într-o seară în care ne-am machit bine de tot. Și ne-am, mă rog, am făcut pe la 5 dimineața un grătar la el acasă, țin minte, care, pe care n-am apucat să-l mai mâncăm pentru că am băut prea mult. Și... Dar, da, una pe ciucă, cum erau vremurile de demult. Și cam atât. Cred că 3 e suficient. E suficient. Îți mulțumesc mult că ai venit pe la noi. Hai de capul și de zile. Da, a fost iutela, nu? Da. Da, ți-am zis, ai grijă. Mai să mai iau o gură. Păi, știi ce place tine? Că ești un tip de ăsta asumat. Adică când ai ceva de spus, pui, n-ai nicio problemă. Cred că, da. Și mie îmi place de mine. În general, mai puțin astăzi. Azi nu mi-a plăcut de mine. Nu e adevărat, de ce? Da, zici? Da. Cu siguranță soacra ta te-a sorbit din privire azi. Și de acum încolo, să vezi tu nebunia nebuniilor. Armonie. Da. No, eu îți mulțumesc mult de tot. Noi glumim la povestea asta, mai glumim cu soacra. O salutăm pe soția ta. Salutări băiatului care s-a acomodat în România la revenire. Da, nu-i mai place școala la fel de mult ca la început. Dar una peste alta este bine că suntem, da, per total cu toții suntem mai bine. Adică, da. Foarte bine. Lucian Viziru, oameni buni, mulțumim mult de tot că a trecut pe la noi. Să știți mulțumesc că îl găsiți pe YouTube, are vlogurile lui zilnice sau săptămânale, nu? Da, săptămânale.